aici. Ia să vedem. Dar voi unde mergeți? La mare. Voi n-aveți haine pe voi, așa, îl plecați cu... Păi dacă e frig, dacă bate vânt acolo, cum adică? Nu avem. Nu avem. Ce aveți? Hăinuțe. Hăinuțe aici, în ghiozdan. E cam mic ghiozdanul ăla. De uite, dar de ce ai mai mult ele și tu ai mai puțin? Uite, uite cât are, uite ce aici. Mare. Mai mare? Păi da. Da? Asta este vagonul nostru? Asta este vagonul nostru? Da. Unde scrie? 4 și a scris vagonul 4. Dimineața până seara să vă odihni ca voi să lucrați, să vă jucați, nu să butonați. Tabăra Marea Vieții a devenit realitate și în acest an. Prima serie de copii sărmani aflați în grija părintelui misionar Dan Damaschin a pornit spre Eforie Nord cu trenul pentru a petrece o săptămână de neuitat. În ultimele luni s-a muncit fără încetare la Tabăra Marea Vieții de la Eforie Nord, o locație care să poată găzdui așa cum se cuvine pe cei 1650 de copii. De când au aflat că vor merge la mare, copiii au numărat zilele și și-au pregătit rucsacurile cu toate cele necesare. Gândul că vor vedea pentru prima dată marea îi emoționează peste măsură. Vreau să-l fac un lănțișor din scoici. Îți imaginezi tu că va fi acolo? Frumos, distractiv. Marea, cum ți-o imaginezi tu, având în vedere că... Largă, nisip lângă ea, scoici. Uitam la ceas și tot ce am că trece greu timpul. Mi-am dorit să merg la mare, dar am văzut doar la televizor, dar n-am avut posibilitatea să ajung. Când ajungi acolo, care e primul lucru pe care îți dorești să-l faci? Să mă joc în nisip, să intru în apă. De când am auzit, am fost foarte bucuroși că o să meargă, mai ales că sunt mulți copii care să desam cu ei, sunt colegi, sunt prieteni. Și-au pregătit ghiozdanul de când au auzit. Care zi de când au auzit? Câteva săptămâni de zile, întreba în fiecare zi când se duc. Nu, n-am fi avut posibilitate ca să îi ducem. Și atunci măcar copiii au șansă. Să bucure de experiența asta. Tabăra Marea Vieții se anunță o experiență de neuitat pentru copii. Organizatorii și-au asumat un efort financiar considerabil. Doar pentru un copil, costul vacanței de vis depășește 500 de lei. Așa cum știți, tot ceea ce contează pentru este fericirea copiilor și anul acesta dăm drumul la Tabăra Marea Vieții. Imaginez marea ca pe o pasăre albastră care stă și ascultă ce-i în jurul ei, fără să scoată vreo sunet. Albastră, plină de scoici. Sigur, dacă nu se mai prelungesc grevele și încheierea situațiilor școlare, vrem să plecăm la mare. Iar anul acesta ducem, dacă plecăm pe 19 iunie, până pe 3 septembrie, cu 12-13 sei de copii trimiși la Bănăceală, trimiși la cărică presăturate, trimis la joc la discreție, trimiși la copilărie fericită. Vă invit așa să fiți partenerii noștri și să contribuim fiecare cu cât putem, pentru ca fiecare copil sărman, greu încercat de sărăcie, dar care a muncit foarte mult ca să ducă un an școlar cu bine la capăt, cu note bune, cu rezultate frumoase pe la examene și desigur hărnicut foc pe acasă, să ajutăm să se plece la mare. Pentru că avem tabăra noastră, pentru că CFR-ul sperăm să ne dea până la urmă un transport gratuit chiar și pentru tutori, probabil că vom scădea costul la nimic. Cursul de baie și lap și pălărie. Nu știu ce lucruri mai trebuie pentru mare. Doar ce am văzut, am văzut în desenele animate. Marea, scoicile și multe altele. Vă invit așa să fiți partenerii noștri și să contribuim fiecare cu cât putem, pentru ca fiecare copil sărman, greu încercat de sărăcie, dar care a muncit foarte mult ca să ducă un an școlar cu bine la capăt, cu note bune, cu rezultate frumoase pe la examene și, desigur, hărnicut foc pe acasă,
sau stăm de pe cel la mare? La mare! Ia spuneți, ce vă puneți în bagaje? Tricouri, pantaloni scurți, ceva gros dacă e frig, periuță. Părintele misionar Dan Damaschin face apel tuturor oamenilor cu suflet mare să îndeplinească visul unui copil de a vedea pentru prima dată marea. Puteți dona în unul dintre conturile afișate pe ecran. Bun găsit tuturor, eu sunt Diana Ciobanu și astăzi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Fapte Bune, iar alături de mine este părintele misionar Dan Damaschin. Bine ați revenit în platoul nostru, părinte. Cu mare bucurie, tuturor, Doamne ajută! Emisiunea noastră este live și ne puteți suna la numărul de telefon cu tarif normal 0332 100 041. De asemenea, suntem live și pe pagina de Facebook, acolo unde așteptăm comentariile voastre, să vă simțim cât mai aproape de noi. Ați văzut un material frumos înainte de a intra în direct, au plecat spre mare. Spuneam săptămâna trecută, vorbeam despre tabăra mare a vieții. Copiii se pregăteau, iar astăzi prima serie de copii a ajuns în sfârșit la Euforie Nord. Emoții, părinte, am văzut un material atât de emoționant. Copiii spuneau că au visat atât de mult să vadă marea, nisipul, scoicile. Părinții, de-a fel, s-au emoționat pentru că nici ei nu au fost vreodată la mare, măcar copiii. Cum a fost? Cum i-ați pregătit? Prima serie de copii din cei 1650, când vrem să ajungă la mare în această vară, o numim Sfânt Ioan Botezător, pentru că, iată, sâmbătă o să cinstim nașa Sfântului Ioan, este deja pe litoral în acest moment. Țin că este ora 5 după amiază, înseamnă că sunt la seria a doua, la tura a doua de baie pe ziua de astăzi. Și asta pentru că, după multă, multă muncă, în ultimele luni am alocat resurse foarte mari pentru ca această locație să funcționeze la parametrii cât mai buni. După multe nopți dormite ale voluntarilor noștri care au făcut liste, au pregătit ghiozdănele cu tot ceea ce trebuie, au pregătit pachete cu mâncare, apă pentru drum și o luăm la capăt. Șlapi, slip, costum de baie, pălăriuță, jucării și toate ce e necesare. Aseară i-am putut urca pe toți în tren cu voluntari de nădejde până la Euforie, iar acolo au fost preluați de cei ce administrează tabăra, echipa mea de voluntari care se află detașată, să spunem, pentru acest sezon la Euforie și au început să se bucure de vacanța vieții lor, aș defini eu, și asta pentru că până acum ei nici nu au fost într-o vacanță, cea mult o călătorie până la Iași, la un magazin din Iași, așa ceva de îmbrăcat pentru ei, cam acesta este apogeul vacanțelor și și universul în care s-au autoit până acum. Iar aseară, ce să vă spun, luați de acasă cu mașinile, de către voluntari, mulțumim celor care s-au implicat cu această ocazie, un șir lung, o să-i numeizăm într-o bună zi, i-am dus în gara cea mare și odată ce s-au urcat în tren, deja se visau că fac baie și că se joc cu nisip, așa cum fiecare copil visează în felul său. Doar că ai noștri copii au aceste vise de prea mult timp, mai ales că sunt copii, aud pe la alții, văd pe la televizor și pentru ei, totdeauna, atunci când deschid gura și doresc să se exprime că ar vrea să meargă acolo, apare acel nu avem cu ce sau nu este și sărăcuții își îngroapă adânc în suflet această dorință de a se simți și ei oameni, copii fericiți, atât de toți cei care trăiesc firesc în lumea aceasta. Câți copii au plecat? Au plecat în jur de 150 persoane în această serie, vorbim de copii, vorbim de părinți și de o armată de voluntari care trebuie să îi însoțească și așa vom ține toată vara și asta pentru că lucrăm la o capacitate maximă, tabăra cu 30 de camere, poate găzdui 5 persoane în fiecare cameră, sunt camere foarte mari, generoase și în acest fel trebuie să avem și voluntari pe măsură, acolo copiii care să îi supravegheze și în apă, copiii care tinerii care să îi supravegheze și la activitățile de joc sau lucru de pe parcursul zilei, avem nevoie de bucătare, avem nevoie de, să spunem, ospătar sau mini-ospătar, oameni la curățenie, la spălătorie,
fiind acolo o adevărată uzină de fapte bune. Dar până la finalul verii trebuie să ajungă 1650 de copii și este nevoie de ajutor. Vedem imagini, aceștia sunt primii copii care au ajuns la mare, imagini chiar de astăzi, de acolo, de la mare. Au nevoie în jur de 500 de lei per copil, așa am înțeles. Da, chiar dacă... Ce include acest pachet? Chiar dacă un cost real la unei vacanțe este undeva de 300 de euro, gândeam noi în această perioadă, ținând cont de costurile reale vis-a-vis de cazare, masă, transport și ce e necesar pe plajă și această vacanță pentru ei, prin eforturile pe care le-au făcut voluntarii noștri între timp, prin faptul că am amenajat acea tabără să fie la capacitate și cu un confort sporit, prin faptul că putem oferi masa în regim de cantină-restaurant în locația noastră, practic am scăzut costurile doar rămânând doar cele legate de achiziția produselor alimentare și eventual, eu știu, o plimbărică pe acolo cu 15 vaporaș, pentru că, da, copiii vor avea și acces la parcul acvatic din Eforie, copiii sunt bineveniți oricând la delfinariul din Constanța cu foarte multă generozitate oferită astfel de proiecte de către cei ce administrează zona de acolo. Copiii primesc zilnic pe plajă cogoși, colac, secuiesc clătite, fructe, eugenii înghețate în funcție de sezon și de perioadă și astfel, sigur, reducem foarte mult costurile la ceea ce înseamnă o vacanță all-inclus, așa, all-inclusiv al numeu unii, pentru că au tot ceea ce trebuie. Am obținut cu mare eforturi, am spus, un transport bunicel pentru ei cu trenul, a trebuit să plătim doar pentru însoțitori biletele și asta pentru că ei nu aveau nici caiete de note, o mare parte din ei nu știu cum se face școală sau eu știu cum merg la școală dacă nu au cele caiete, nu știu cum sunt notați, dar până la urmă, am spus, copiii sunt acolo și sunt fericiți. Iar atmosfera de acolo ne cheamă pe toți să continuăm acest proiect, Marea Vieții, până ce și ultimul copil pe care ne-am propus să-l aducem acolo va ajunge să se joace cu nisip și să facă baie în Marea Neagră. Am văzut acel material și era acolo o familie, trei copii. Cine este acea familie? Spuneți-ne mai multe. Da, de obicei vorbim de familii cu mulți copii sau familii cu... eu știu, un singur părinte, copiii care sunt crescuți cu mari greutăți de părinții lor și care, da, desigur, au multe, multe lipsuri. Este o familie din județul Iași, din zona Mironeasa, de unde este mai toată seria aceasta, să spunem, și copiii care, mă rog, au avut destul de multe probleme, să spunem, în această perioadă, dar care, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sprijinul bisericii, noi suntem foarte implicați în acea comunitate, au primit toate cele ce băgease pentru școală, iar acum, iată, sunt și la mare. Când merge următoarea serie de copii? Următoarea serie pleacă următoarea luni, adică 24, 25, 26 iunie va pleca de data aceasta o serie cu mămici cu mulți copii și mici. O să avem o serie de pitici, așa am putea o să numim, seria Sfinții Apostoli Petru și Pavel, că acolo se va sărbători ziua Sfinților Apostoli. Iar acum este seria... Seria Sfântului Ioan Botezătorul. Și tot o să avem o treia serie, cred că va fi Sfinții Cozma și Damian, că îi prinde și așa. Așa, și avem și Sfântul Ilie, avem și Maica Domnului, schimbare la față, până la din nou Sfântul Ioan, ultima serie, pe 29 august. Cui a venit această idee ingenioasă sau de fiecare dată așa a fost? Nu e greu să găsești astfel de lucruri, dar de obicei, când suntem puși în a personaliza fiecare activitate, atunci m-am gândit că trebuie să fie și un sfânt reprezentativ pentru ei. Iar Sfântul Ioan, cel care de prunc sărăcuț a avut viață grea și care a fost un copil tare încercat încă dinainte de se naște, ar spune eu, cred că devenește foarte bine această tabă care, dacă tot va ajunge joi aceasta și vom sfinți
și o capelă acolo la, la Efor, un loc de rugăciune, atunci chiar vreau ca acea capelă să fie închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Sper că ați văzut cei de acasă, s-au transmis emoțiile și, și acasă, pentru că acești copii au nevoie, au nevoie de ajutor și vor să vadă mare. Ați văzut cât de entuziasmați erau, deci puteți să ajutați un copil să ajungă la mare, să se bucure și ei de ceea ce probabil vă bucurați și voi în această mare. În momentul de față, cei care doresc să sprijine următoarele serii, nu uitați, de abia o serie a plecat, mai sunt încă 12 serii. Mai sunt multe. 12-150, deci aveți de unde să alegeți, costul va fi doar de 100 de euro pentru fiecare copil. Asta înseamnă că cu puțin sacrificiu, cei care poate au mai puțin vor da și mai puțin, cei care au mai mult vor sacrifica probabil să de șampane sau de suc de, din zona de vacanță luxuriantă unde veți merge, și atunci un copil va mânca, va dormi și se va juca cu adevărat fericit o săptămână întreagă la marea vieții. Cum merg pregătirile la Spitalul Veronica? În ce etapă suntem? Suntem și acolo cu lucrări avansate, am încercat să mai plătim niște facturi în clipa de față pentru datorii care le mai acumulăm. Acolo se lucrează zilnic, sunt peste 20 de oameni și acumulăm așadar nu doar rezultate, ci și, ci și datorii. În clipa de față, Veronica este compartimentată cu Regips, s-au tras toate instalațiile de sus până jos. Astăzi mă întrebau muncitorii unde va veni scaunul stomatologic, pentru că deja lucrăm și la pardoseli. Și, încă o dată, suntem curioși, așteptăm să vedem din Germania, de la Siemens, să vedem cum decur lucrările la aparatura care se construiește în clipa de față în, în fabrice din, din vest. Se lucrează mult cu alte cuvinte și una, sperăm să rămânem în grafic în cuți în care avem și o tabără, avem și Veronica și mai avem și altele. Avem și inimă. Da, la inimă am reușit să spunem, stabilim lista finală a participanților, artiștilor care urcă pe scenă. Am reușit să stabilim în momentul de față oarecum modul de acces pe stadion. Lucrăm zi de zi o echipă de 4-5 oameni. Suntem în căutare de parteneri, dragilor, oameni de afaceri din, din Iași. Sunt invitați să se arăte acestei cauze. Unii din copiii care tot au mai sunat pe la anumite entități cu, să spunem, mai ce potențial financiar, mi se plângeau că li s-a spus că nu au buget. La noi nu vorbim de noi, nu facem festival, noi ajutăm copiii sărmani. Nu uitați că inimă nu este un mod de distracție pentru cei care rămân în luna august în Iași, ci este cel mai mare festival caritabil din România, festivalul unde dorim cu toții să venim, să-i simțim bine adevărat, dar să și facem bine, pentru că sunt 10.233 de copii care trebuie să meargă la școală. Și când trebuie să meargă la școală, când spun acest, cu acest lucru, înseamnă că noi ne pregătim în spatele cortinei cu încălțămintea necesară acestor copii, ne pregătim cu încălțămintea pentru acești copii, cu ghiozdanele pentru ei și, în ultimul rând, cu multe alte surprize. Chiar astăzi am dat ultima comandă de ghiozdane, zile trecute a venit și primul, pare că nu am mai trebuit să fie încălțat cu un set de papucinimo. Am scos pe piață și Adidasul sau Gheata Sport, scuze, Gheata Sport Tipinimo, care va fi lansată și în, în vânzare. Nu doar copiii mei vor avea acea gheată, ne facem milă și de cei care vor să ocupe astfel de gheată, mai ales că poate până pe 1 iulie o să anunțăm descrierea oficială a campaniei publicitare și de promovare a festivalului. O să avem două, trei eu știu, noutăți în această, la această a doua ediție. În primul rând, cel care cumpă o peche de ghete Inimo, ghete, vă spun, de cea mai bună calitate, promis să vin, că le spuneam data viitoare, și în picioare și pe masă pun două peche să le vedeți mai bine. Ghete care sunt la fel de frumoase ca orice gheată de brand găsit în marile magazine, dar mult mai ieftine. Ghete care sunt de calitate extraordinară, vă oferă procurându-le și multe alte privilegii. În primul rând, veți avea, că spuneam, o gheată Inimo în picioare, în al doilea rând,
veți putea lua gratuit două invitații la Inimo. Iată, deci mergeți cu soția sau doamna, cu soțul, cu aceste ghete și intrați gratuit la festival. În al treilea, pe aceste ghete, nu uitați că Nea Vasile, meșterul pantofar din zona Bucovinei, va rămâne în țară, nu mai pleca, pentru că dacă facem ghete în România, omul acesta își va lua salariul din România și va veni familia. Și, în ultimul rând, bunicul nostru, acolo undeva, va primi și pensie, pentru că, iată, rămâne bănuții în România. Deci, vă invit de pe acum, să vă gândiți să procurați o pechete de ghete Inimă pentru a putea primi o invitație gratuită la festival pentru două persoane timp de 3 zile. În al doilea rând, mai avem o premieră, și anume că în această vară, de la Royal Tower din Copou, ni se oferă un apartament care va fi pus, să spunem, în joc la o tombolă a festivalului. Un apartament în Copou de valoare impresionantă, sunt multe, multe cifre acolo, așa, și cei care cumpără sau fac o donație pentru un copil, se înscriu la tombolă. Așadar, va fi și acolo o mare surpriză și o mare bucurie. Iar ultima veste este că Metropolia Moldovei și Bucovinei oferă tot la tombolă, ne-au fost gratuit, le punem la tombolă pentru toți participanții, bilete pentru pelerinaj la Ierusalim. Vom avea numai puțin de 20 de bilete gratuite pentru un pelerinaj la Ierusalim, care va fi undeva 24-29 octombrie. Așa că cine vine la festival poate avea și ghete, îl și încălțăm, îl și plimbăm la Ierusalim, bar și îl ducem într-o casă nouă în Copou. Ne simțim bine cu adevărat, facem fapte bune și iată că ne și răsplătim cumva cu aceste beneficii pe care le oferim celor prezenți la acest festival. Câte surprize! Da, surprize multe și da, vor face din Inimă, sau deja au făcut, un cel mai mare festival caritabil din România, festivalul familiei, festivalul vieții și a faptelor bune, dar care au făcut din Iași și un oraș nu doar de suflet și, eu știu, de inteligență artificială, apropo de dezvoltarea industriei, dar și un oraș al omeniei, pentru că, pe la urmă, asta ne face să fim unici, faptul că suntem oameni. Suntem aici pentru a vă spune, pentru a vă aduce mai aproape de faptele bune. De aceea vă îndemnăm de fiecare dată să fiți alături de noi, pentru că faptele bune sunt cele care dau speranță. Și trecem așa ușor, părinte, spre un alt subiect, pentru că ați pomenit faptul că această serie se numește În cinstea Sfântului Ioan Botezătorului. Deci pe 24 iunie sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. O sărbătoare care cumva celebrează sau amintește momentul atunci când a fost adus pe lume, la bătrânețe, Sfântului Ioan de Elisabeta. Unde găsim istorisirea nașterii Sfântului Ioan? Istorisirea nașterii Sfântului Ioan se găsește în primul capitol din Evanghelia Sfântului Luca, așa, din Noul Testament, care descrie cu destul de multe amănunte acest moment absolut fascinant din istoria credinței și a neamului creștin, acela când Ioan se naște din Elisabeta, o femeie în vârstă, o femeie stearpă, după diagnosticele date de 800 de acum 2000 de ani, o femeie care nu avea nicio șansă la vârsta trecută să mai fie mamă. Și cu toate acestea, rugăciunile Elisabetei, dublate de rugăciunea lui Zaharia, preot în templu din Ierusalim, se împlinesc și se naște Sfântul Ioan, cel care, așa cum știm cu toții, va avea misiunea extraordinară de a deschide, de a pregăti poporul pentru primirea Domnului Hristos și care va și boteza pe Mântuitorul Hristos în repeșirea Iordanului, chiar va și pregăti, să spunem, la modul cel mai frumos, intrarea în împărăția cerească a întregului neam creștinesc, pentru că va muri pe altarul dreptății, luptând să apere adevărul și curățenia pe care biserica o apără de 2000 de ani. Când a fost vestită nașterea lui și de cine? În momentul în care Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Zaharia și ale Elisabetei, spuneam, oameni în vârstă și care
sărăcuții toată viața au sperat să aibă un copil. Deschid o paranteză aici. În zilele noastre copiii se nasc atunci când îi planificăm noi, credem acest lucru sau spunem acest lucru, dar un copil se naște când Dumnezeu îl dăruiește într-o familie, îl dăruiește acolo unde acel copil unește și sfințește familia respectivă. E bine, în vremurile biblice, lipsa unui copil într-o familie era o mare problemă. Și astăzi, pentru cei care doresc să aibă copii și nu reușesc, și avem undeva, cred că una din cinci familii care nu poate avea copii, o situație destul de dureroasă pentru acești oameni, ei, cu atât mai mult acum 2000 de ani, când nașa de prunci reprezenta în primul rând binecuvântarea casei de către Dumnezeu cu darul pruncilor, reprezenta în același timp păstrarea numelui și averii în cele mai bune condiții, ba și grija pentru bătrânețile părinților, părinți care erau încredințați copilul. Astăzi, când avem sistem de pensie, avem azile, nu mai punem în felul acesta o situație a unor oameni vârstnici, deși sunt și acum necazuri suficiente. E bine, vă dați seama ce durere avea preotul Zaharia, ce suferință, ce tristețe avea bătrâna Elisabeta atunci când pe uțile unde pășeau, în templu unde intrau, vedeau familii cu foarte, foarte mulți copii, familii care se mândreau cu această binecuvântare, cu aceste daruri, familii care îi priveau cu ochi oarecum, eu știu, judecându-i pe cei doi oameni, fără prihană de altfel, că nu au copii. Și atunci Dumnezeu ascultă rugăciunea, iar în clipa în care Zaharia era dărând la slujba Sfântului Altar, în templu din Ierusalim, unde tămâia, a venit îngerul Gavril și care îi va vesti că bătrâna Elisabeta va avea un prunc. Este cumva și ușor amuzant această întâlnire, dacă nu cu tremurătoare pentru unii, pentru că Zaharia a rămas șocat de această vedenie, dar și mai șocat de faptul că îngerul îi spune că soția sa va putea zămisi la bătrânețe. De aceea, în mod aproape natural, acesta se va îndoi de spusele îngerului. Îngerul îi va spune că da, pentru că te-ai îndoit de cuvântul lui Dumnezeu. Iată că nu vei mai putea vorbi, vei rămâne mut până când se va împlini binecuvântarea casei tale de către Dumnezeu. Și ieșind din templu, vede Zaharia care gesticulează, plin de uimire și înspăimântat, spune de ce văzuse în templu, poporul a înțeles, a întâmplat ceva deosebit, dar nici de cum nu bănuia nimeni că Zaharia l-a văzut pe Gavril, cel care i-a spus că soția ta va naște un prunc la bătrânețe. Iar aceasta spune, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Deci așadar în acele vremuri era înjositor să nu ai copii, era cumva un blestem chiar. Era văzut ca un blestem, ca tot ceea ce însemna suferință în perioada veche testamentară, și asta pentru că în mentalul de acum 2000 de ani, relația cu Dumnezeu era atât de strânsă, atât de apropiată, încât oamenii nu-și imaginau ca Dumnezeu să nu împlinească o rugăciune sau să nu îi scoate dintr-un necaz. Dacă cineva rămânea în necaz, dacă cineva era într-o stare atât de sterilitate, așa cum cum era bătrâna Elisabeta, oamenii automat își dreptau ochii acuzând pe cei care erau în necaz ca fiind doar împăcătoși și care le-au mânia pe Dumnezeu prin depărtare de El, de făcătorul tuturor și purtătorul de grijă în orice clipa vieții noastre. Și cât de paradoxal astăzi, în vremurile noastre, lăsăm acest lucru pe ultimul plan, mai întâi carieră. Am mai vorbit despre asta. Am mai vorbit, dar nu e rău dacă actor. Mai exact. Luăm puțin. I-am auzit deseori pe medicii din maternitate, pe obstetricieni, nu știu, care spun că vârsta maximă la casă, sau vârsta ideală pentru nașterea unui prunc n-ar trebui să treacă undeva 25 de ani. În ziua de astăzi, dacă ar fi după mediul de afaceri, de pildă, probabil că femeia trebuie să nască undeva la pensie, dacă ar fi, eu știu, după alte locuri, atunci când
nu mai ești bun de nimic în, în lumea aceasta, dacă ar fi după soacre mai întâi să-și vadă băiatul, eu știu, în funcție de director și terminat toate universitățile de pe fața planetei, încât, din păcate, multă lume, în loc să se bucure din plin de harul lui Dumnezeu prin taină cu unii și să dorească, să implore binecuvântarea casei cu prunci, amână acest moment prin care, spune, se și sfințește familia, nu doar se împlinește omul ca persoană completă în societatea noastră. Părinte, cum a fost ales acest nume Ioan? Pentru că și aici este o istorie foarte interesantă. Da, toată Sfânta Scriptură ne povestește, spuneam detaliat, despre momentul în care pruncul nou născut trebuia să treacă prin ritualul tăi împrejur, ritualul mozaic, acolo unde se punea și numele unui copil. S-au donat în curtea lui Zaharia și a Elisabetei, așadar, toate rubedenile pruncuțului și, desigur, pentru că Zaharia rămăsese mut de la întâlnirea cu îngerul Gavril în altarul templului, acum eliberat de sarcină pentru că se facea prin rotație această slujire la biserica cea mai din Ierusalim, aceștia au venit și, pentru că știm că Zaharia nu poate vorbi, au decis să-l numească pe prunc asemenea tatălui, lucru deloc rău, aș spune eu, mai ales că numele copilului trebuie să aibă și o conotație și o rădăcină, o istorie, aș spune eu, care să ofere peste timp o anumită personalitate. În clipa în care Elisabeta aude numele Zaharia, deși ca femeie în acea perioadă trebuia să se supună voinței bătrânilor, mai marilor din comunitate, aceasta se va opune în mod obraznic pentru acele vremuri, spunând că nu, ea nu este de acord ca pruncul să se numească Zaharia. Și cerând sfatul lui Zaharia, care pe nu putea să vorbească, acesta cere în mod interesant o tăbliță și va scrie pe tăbliță numele pruncului Ioan, ceea ce îi va deruta cumva pe toți cei de față, pentru că acest lucru nu era specific, nu era nimeni numele lui Zaharia în neamul său care se poartă acest nume, Ioan. Dar, pentru că numele însemna cel plin de har și aceasta a fost voința tatălui, care era sfântă în acele vremuri, atunci pruncul a primit numele Ioan odată cu ritualul tăierii împrejur, ritual care precede, într-o anumită măsură, botezul și prevestește botezul creștin. Ce învățăm de aici? Cum ar trebui să alegem și noi numele pentru copilul nostru? Pentru că de multe ori alegem... Există foarte multe dezbateri pe această temă. Sunt, cred că, cel mai specializat în a lămuri tehnologia și această zonă a numelui copiilor, pentru că nu uitați, sunt preot într-o maternitate, acolo unde mamele după naștere, deși au alese niște nume la care au visat luni întregi sarcină, ne pun întrebări despre viața unui sfânt, despre istoria acelui nume, despre corectitudinea. Chiar azi aveam o discuție cu o familie care dorea să pună copilului numai puțin de 3 prenume. Și m-am uitat așa puțin, nu e cam mult, din care doar unul era de sfânt. Și m-am gândit atunci la mine, când copil fiind pe la examene, trebuia să-mi scriu numele în pătrățică, mică, 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 și totdeauna, având un nume mai lung, da, Maschin, mă gândeam că dacă nu o să reușească să mințe numele, voi pica examenul pentru că nu a scris corect acel nume. Și zic, măi, cum se va chinui această fețe cu două nume de la ambii părinți și 3 prenume într-un spațiu care cred că nu s-a mărit foarte mult, nu. Mai ales că și cele două nume sunt necesare, unul singur ar fi fost suficient, iar cele 3 prenume nu fac să dea copilului o mai mare personalitate sau, eu știu, o stare de, eu știu, de bine undeva în lume, ba, mai mult poate o povară ca un apendice. Ei bine, biserica a întrevăzut o astfel de dificultate și ne învață ca numele copilului primit la botez sau prenume cum cunoaștem noi, trebuie să fie unul singur, pentru că avem un singur suflet și este bine să fie obligatoriu sau ar fi bine să fie un desfânt.
De ce? În primul rând, Sfântul este un prieten al nostru care ne reprezintă, ne apără și pe pământ în fața tuturor el, dar și în fața lui Dumnezeu. Avem un prieten care ne pune multe pile acolo. În al doilea rând, de viața unui sfânt, avem ce învăța. Gândiți-vă că un sfânt are o viață cu adevărat miraculoasă, de unde copilul se inspiră, de unde luăm modele și eu știu de unde ne liniștim numai citindu-i viața lui. Mă întreb ce stare va avea un copil care va ști că patronul său al numelui, să spunem un nu știu ce mare artist de film sau a murit de sida sau de droguri peste ani de zile. Dumnezeu să ierte pe toți, dar mă gândesc că față de unul care va spune, pe mine mă cheamă Gheorghe, sunt Gheorghe care a fost un mare general de armată, care a fost un mare sfânt și care a murit pentru Hristos și s-a aflat în cer, acolo lângă tatăl meu, cel ceresc. Ce situație minunată! Deci să fie un nume de sfânt în primul rând, apoi pentru că avem atâtea sfinți în calendar și aici intrăm în altă discuție, cred că sfântul pe care trebuie să ajungem ca patron sau cotru copilul trebuie să fie în perioada zilei de naștere. Dacă nu este un sfânt mare în ziua respectivă, putem lua un sfânt din această perioadă, 3 zile, 3 zile după, sau cel mai important sfânt din această perioadă. Și atunci lămurim cumva această problemă anume, deși nu e nicio catastrofă, să spunem, dacă din nefericire toate negocierile au eșuat pentru o astfel de temă și părinții sau mama sau tata vor decide să pună două nume copilului sau un nume care nu neapărat este de sfânt. Important e ca noi să facem cât putem de mult pentru ca acel copil să aibă, cum spuneam, în viața sa un sfânt ocrotitor și care să-l determine și să-l umple de emoție și de bucurie și să-l inspire în această viață. Ce se întâmplă după cu pruncul Ioan? Pentru că Irod trimite ostași în Betleem să ucidă toți pruncii de acolo. Aflăm din Sfânta Scriptură că regele Irod cel Mare, dezamăgit de faptul că magii de răsărit, cei trei crai, nu l-au înștiințat de locul unde se află Fiul lui Dumnezeu, împăratul Iisus Hristos, atunci ne spune Scriptura că Irod va ordona un măcel, un genocid, pentru toți pruncii care, din calculele înțeptului Israel, nu trebuiau să depășească 2 ani, ceea ce înseamnă că în toată zona Iudeii și cu plecădere în zona Betleemului, toți copiii au fost sacrificați de soldații lui Irod, iar în această categorie, desigur, ar trebui să se încadreze și Sfântul Ioan, care era cu jumătate de an mai mare decât pruncul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. În clipa în care preotul Zaharia află că soldații vin spre casa sa, acesta o va ruga pe Elisabeta să se ascundă în munții Iudeii, ceea ce va și face, și luându-l pe prunc va merge cât mai departe de zona unde Irod își putea manifesta puterea și influența, iar el se va retrage în biserică să se roage, în templul din Ierusalim. Pentru că Ioan nu a fost de găsit să nu fim copii și acum 2000 ani erau destul de multe evidențe, chiar dacă nu erau calculatoare, nu erau baze informații de date, cum avem acum, toată lumea știa pe toată lumea și evidența era foarte strictă, atunci Irod va trimite oameni speciali să-l ancheteze pe Zaharia unde se află fiul său și pentru că Zaharia nu va scoate nicio văguliță, va fi ucis chiar în biserică, din păcate, de acest om care va întrece prin cuzimea sa pe cei mai urâți oameni din istoria neamului omenesc. Astfel, Ioan va fi un prunc orfan, în pustiu, un copil care doar pe Dumnezeu îl va avea aproape, Dumnezeu care va purta grijă de el prin îngerii cerului și prin tot ceea ce însemna natura înconjurătoare. Hrănit de îngeri până la creșterea lui, nu? Păzit în pustietăți până în ziua arătării sale către Israel. Părinte, această sărbătoare mai se numită și Sânziene și aici intrăm cumva într-o zonă așa mai mitică, spuneți dumneavoastră. De ce? În mod, eu știu, calendaristic să spunem,
iată că nașa Sfântului Ioan coincide cu ajunul solstițiului de vară, adică ziua cea mai lungă, atunci când soarele este foarte, foarte aproape de pământ și când noi beneficiem de o zi, ziua cea mai lungă de peste an, cu cea mai mare lumină și căldură revărsată asupra globului pământesc. În mitologia străveche, acest eveniment determinat, ușor de punct de vedere astronomic, a produs și inventarea anumitor festivități ritualice păgâne, iată zeilor, acolo unde oamenii se bucurau pentru această naștere a vieții și apropierea soarelui de pământ și așa au apărut foarte, foarte multe obiceiuri, care în arealul nostru geografic au căpătat această idee cu sânzile sau drăgaica și de aici o mulțime de tradiții și obiceiuri care parcă ne atât de mult ne îndepărtează de ceea ce este ziua Sfântului Ioan, încât nu mai știi dacă este ziua Sfântului Ioan sau obiceiuri și rest obiceiuri. Aici le putem auzi pe fiecare, dacă mă gândesc bine, că tare multe mai sunt și multe se mai fac și nu se fac în această zi din această pricină. Să aducem la cunoștință un pic așa. Sărbătoarea sânzienilor avea la origine un cult roman pentru zeița Diana. Numele de sânzian, așa cum este cunoscută sărbătoarea autohtonă, în special în Ardeal, provenind din Sancta Diana. De asemenea, sărbătoarea este considerată a fi momentul cel mai bun la mijlocul verii pentru culegerea plantelor de leac, dar și de descântec. Astfel, în noaptea de sânziene, femeile merg să culeagă flori și ierburi care vor fi folosite contra bolilor și altele. Și noaptea cum le găsesc? Că acum nici nu aveau nici lumânaie, nu aveau nici lantină. Cum găseau flori de leac? Deci, vorbim un pic și despre farmece. Unii oameni cred în farmece, în posibilitatea ca aceste incantații să poată schimba soarta unui om. Ce simplu ar fi. În cele ce urmează, ce spune Biblia despre asta? Păi, să uitați că Biblia ne spune, avem un singur Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care ne poartă de grijă în toate momentele, în toate clipele vieții noastre, Dumnezeu care, dacă ar fi să se împiedice de o vorbă spusă de o vrăjitoare sau de aroma mireasma unei plante, ar fi un Dumnezeu chiar foarte amuzant, mi s-ar părea mie, dar cred că și ghitor să spui cuiva că dacă arzi niște plante acolo și ai în față o statuie a Dianei, dintr-o dată ți rezolvă problemele tale în dragoste, de pildă. Nimic mai fals. Dacă, în mitologia veche, antică, aceste ritualuri aveau legătură foarte mult cu fertilitatea, aveau legătură foarte mult cu forțele de care duceau lipsă sau aveau nevoie mai mare, luptătorii și toate categoriile, puțin câte erau la vremea respectivă, o dată ce vine Hristos ca Dumnezeul nostru, soarele dreptății, lumina care izvorăște de întuneric și cel care ne umple de viață și de căldură, lucrurile sunt foarte, foarte simple. Nu mai e nevoie nici de jertfă sângeroasă, nu uitați, la aceste zeități păgâne aduceau de jertfă soarelui, prunci neprihăniți, aduceau jertfă tot felul de animale, deci jertfă inima noastră curată, cu fapte bune și cu multă, multă dragoste față de toți cei sărmani și în special față de Dumnezeu. Dacă acolo se folosea focul, în special cu scop de curățire pentru anumite ritualuri magice, noi astăzi avem focul rugăciunii în biserica noastră, unde îngenunchem și cu baia lacrimilor pocăinței devenim pur și apropiat de Dumnezeu cum n-am fost de la botez. Încât chiar dacă se încearcă în această perioadă contemporană cumva îmbina acest obicei, pentru că dă bine așa pentru, cancanuri, puțin amuzament și culoare, în realitate vrăjitoria este o etapă mult prea primitivă a religiozității, iar Hristos, cum spuneam, nu doar că desfințează și spulberă astfel de gânduri, ci pur și simplu îndumezește lumea. Nu mai avem nevoie de nicio incantație, de niciun leac, de nicio formulă magică, pentru că avem pe Hristos care face din viața noastră o permanentă poezie și un mod frumos de a trăi
într-o poveste de dragoste fără de sfârșit. Și totuși există multe persoane care merg la vrăjitor din dorința de a afla viitor, de a afla ce se va întâmpla cu ei. De ce avem dorința asta de a afla cumva? Superficialitate și, aș spune eu puțin, poate lipsă de cultură, să nu spun un cuvânt mai nepotrivit aici. Pentru că, cum îi crede tu că dacă mergi la, nu știu, cai vrăjitoare, de obicei pe internet, acum nu mai sunt pe ziarele, probabil sunt pe internet destul de mult acolo. Le vedeam făcând live-uri în fiecare seară în fiecare pe Facebook. Seară pe TikTok bănuiesc. Da. Așa, cum crezi că o astfel de persoană, care nu are nici 4 clase, care nu știe bine să citească, dintr-o dată primește o putere extraordinară de undeva din zona planetei de la marginea sistemului solar, habar n-ai ce planetă este acolo, bineînțeles, așa, și dintr-o dată ea se vede viitorul tău, dintr-o dată ea știe ce trebuie să faci, ba mai mult găsește și soluția ieșirii din criză. Mi-aduc aminte aici de o situație efectiv penibilă și ciudată, când cu 25 de ani, preot fiind undeva la Podoinii de Sus, după ce unui vecin de-al meu iars efectiv fânul a dat pentru animale cu mare jertfă. De ce iars? Pentru că munceau foarte mult și zi și noapte, făceau curățenie în curte, încercând să ardă rezidurile casei și pentru că au cărat fân și noaptea, au răscolit focul respectiv și în acest fel au pierdut munca, grajdul, animalele, vecini fiind cu casa parohială. Interesant a fost că ei au făcut acest lucru când, de o zi foarte importantă în biserica noastră, ziua Sfântului Prochilie Tezviteanu. Adică ei nu au văzut faptul că într-o săptămână când se meargă la biserică, ar fi bine să mai mulțumească Domnului că au și vite, că au și fân și că vor avea și mâine o zi ca să se bucure de ele, au tras tare să aibă totul pus la punct ca de Elie, Pălie, Maria, Magdalena să se odihnească, gândeau ei. Ei, luând foc și mistuind de fete gospodării acestui om, am mers la o vrăjitoare. Era în sat o femeie care zicea că face vrăj. Adică mai mult, eu știu, se dădea mare, că altfel nu-mi dau seama. Și mă trezesc cu vecinul meu, uitându-se în ochii mei așa, cumva ciudat, plin de frustrare, încercând să identifice culoarea ochilor mei, pentru că a fost la cineva, a tras în căști și a spus că un vecin cu ochii verzi i-a dat foc la fân. Mi-am făcut cruce mare, așa, tare, zic, măi, Adrian, du-te și fă o rugăciune acolo în casă, du-te că eu am o căprui, nu i-am vezi dacă lasă, te uiți la ei, nu, dar mă uitam, ce ușor este să duci în eroare un om care caută o soluție ieftină la o problemă capitală, o soluție facilă la probleme atât de complicate. Ce simplu e să spui că s-a făcut cineva vrăj, adică dai vina pe un terț, nu-ți asumi tot treaba aceasta. Ce simplu este să spui că dacă vei bea această poțiune se rezolvă totul peste noapte. Ce simplu e să spui că dacă vei rosti această formulă, dintr-o dată universul schimbă sensul. Când știi că nu se întâmplă nimic, se merge pe o probabilitate statistică, probabil că sunt șanse să se împlinească, dacă s-a împlinit, vezi că dacă nu s-a împlinit, a fost prea tare formula, a fost prea slabă poțiunea, facem alta și astfel se continuă într-o escrocherie fără de sfârșit. Acești oameni sunt lăsați și în libertate pe deasupra. Și de obicei ajungem în această situație oamenii care, nu știu, sunt în disperare, au boli, nu le merge căsnicia foarte bine, în situații de genul acesta. Să nu fim copii, toată lumea are probleme exact. În lumea aceasta. Nu este om care să nu aibă dificultăți cu părinții, cu copiii, cu soții, cu locul de muncă. Fiecare avem lipsurile și limitările noastre. Dar să nu înseamnă că trebuie să ajungem disperați la că a căuta soluții care în afară de a îmbogăți niște indivizi sau niște individe care exploatează efectiv credulitatea noastră ne vând gogoși ieftine, iar noi credem că astfel vom reuși. Eu refuz să cred că în lumea aceasta în care avem în față, iată, internetul ăsta mare cât lumea, avem biserici la orice colț de stradă, mai crede cineva că printr-o vrăjitoare, printr-o dezlegare, printr-un farme sau prin nu știu ce vrăjitorie, poți să rezolvi problema. Dar cât de greu este acest păcat? Este un păcat destul de aspru sancționat de Scriptură. Nu de biserică, de Dumnezeu. Care Dumnezeu, această lepădare de un Dumnezeu atotputernic care îți oferă ție tot ceea ce este mai bun pe pământ.
Dar asta se cere, asta pe spune și o anumită jertfă și o anumită credință, o anumită loialitate și fidelitate față de Dumnezeu, tu dintr-o dată te lepezi de El și cauți scurtătura care îi trece de fapt în adâncul prăpastiei. În Vechiul Testament, cei care mergeau la vrăjitorii, la alți Dumnezei străini, erau pedepsiți efectiv cu lapidarea, ucidea cu pietre. Erau oameni care, odată ce lepădau pe Dumnezeu și se autorau celorlalte dominațiuni, politeiste nu mai aveau ce căuta în comunitatea lor, în niciun caz vii. Iar în Noul Testament, în religia iubirii, acest păcat este sancționat prin oprirea comuniunii în biserică. Adică dacă ai fost la vârf, nu ai voie să te împărtășești, nu ai voie să primești Harul Dumnezeu așa cum se cade înainte Sfântului Altar, cu un canon de pocăință corespunzător, asemenea unor văjitori cunoscuți în lumea noastră, dar care au venit la credință, cum ar fi Sfântul Ciprian și nu numai, și după ce îți faci canonul, atunci biserica te primește și te reașează cumva cu prudență în ceata celor reveniți la credință. Părinte, aceasta a fost ediția din această seară. Avem oameni care ne salută tocmai din Italia. Văd aici salutări tocmai din Italia. Mulțumim mult că sunteți alături de noi. Ne vedem și săptămâna viitoare la aceeași oră, din nou cu fapte bune. O să vă povestim ce mai fac copilașii dacă... Da, până atunci merg la mare, vin cu imagini și informații proaspete. Exact. Mai mergem și la Veronica și vin și cu, nu uitați, cu ghetele inimă, ca să fac curioși și dornici să alergați în această vară în toată lumea, pe munți și la mare, cu ghetele inimă. Deci ne vedem săptămâna viitoare cu fapte bune. Pe curând! Să fiți binecuvântați! Doamne ajută!